Cetățenii Moldovei cu statut de șomer, inclusiv cei cărora li s-a stabilit dreptul la ajutorul de șomaș în perioada stării de urgență, pot primi deja banii care li se cuvin. Este vorba de 2400 de persoane cu statut de șomer și 10,8 mii de beneficiari cu dreptul la ajutor de șomaș în perioada stării de urgență. În acest scop, Casa Națională de Asigurări Sociale a transferat 23 milioane de lei. Ajutorul de șomaș în perioada stării de urgență a fost calculat de către CNAS din data acordării dreptului de către subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, reieșind din cuantumul lunar de 2.775 lei. Sumele necesare sunt finanțate de la bugetul de stat. Ajutorul de șomaș se plătește prin intermediul prestatorilor de servicii de plată de pe teritoriul Republicii Moldova desemnați prin cerere de către beneficiar, atât prin oficiile poștale, cât și prin intermediul instituțiilor bancare. Totodată CNA a transferat suma de 29,7 milioane lei pentru plata ajutorului de șomaș unic pentru 10.600 de deținători de patente de întreprinzător, precum și persoane fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de producție vegetală. Listele beneficiarilor de ajutor de șomaș unic sunt întocmite de către Serviciul Fiscal de Stat. Pentru a ridica sumele cuvenite, beneficiarii pot să se adreseze la instituțiile bancare sau la orice oficiu poștal cu buletinul de identitate. Ajutorul unic de șomaș pentru patentarii care sunt și beneficiari de pensii sau alocații sociale și care primesc aceste prestații prin intermediul instituțiilor bancare va fi transferat pe cardul bancar.